Hello! Ne bucurăm să ne revedem la un nou episod al rubricii Operațiunea Dulapul, rubrica noastră preferată. Nu-i așa, Alina? Da, 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 sunt total de acord. Și Alina Ieremia, aici de față. V-am invitat la mine. Ne-a invitat să-i cotrobăim în dressing. Tot dressing-ul ăsta imens. Aici se întâmplă magia. Da. Chiar că magia. Am văzut deja o grămadă de piese, wow, superbe. Mă bucur foarte mult. Da, mi se pare că toate sunt de scenă. Nu știu, așa am senzația, că absolut tot ce văd aici de scenă e super spectaculos. Da, îmi plac lucrurile așa mai flashy, să știi. Mi-atrag privirea și recunosc că nu mă tentează să le cumpăr. Nu mă pot abține, adică efectiv nu mă pot abține și s-a aglomerat destul de mult dressing-ul. Trebuie să fac așa o curățenie de primăvară, că tot vine. Se pare că încă e... Să n-arunc? Okay, nu arunc nimic. Să nu arunci nimic. Am avut ocazia să mă uit înainte. Câteva minute și chiar n-aș arunca nimic, să știi. Mă bucur foarte mult. Și eu fiecare țin la ele, să știi că au așa valoare sentimentală. Nu știu, cumva depun valoare sentimentală în lucrurile pe care le... Cum poți și mă atașez așa de ele, parcă nu îmi vine să le dau. Foarte bine, sunt ale tale. Dar spune-mi câteva cuvinte, cum îți definești tu stilul? Cred că am un stil eclectic, îmi place să mixez diverse piese, mă regăsesc și în stilul sporty chic, dar și în piese mai clasice, mai timeless. Am văzut salopete roșie care îmi place la nebunie, vreau să le arătăm. Da, cred că... Nu mai ai aici? Nu e aici pentru că m-am schimbat de ea și am stat într-o altă cameră, dar poate facem o poză cu ea, exact, să le arătăm. Atunci o să trebuie să ne urmăriți pe Instagram și pe Facebook, o să vedeți salopeta în poză. Da, musai. Chiar e una din piesele mele preferate de acum, mai ales că îmi plac lucruri în care mă simt confortabil, în care, nu știu, pot să am așa libertate de mișcare, uh-huh. Și aia clar este una din piesele perfecte, care descriu perfect chestia asta. Da, mi-a plăcut și culoarea. Și cum da, se poartă roșu, am așa e practic un training. Da, da, exact, un training salopetă, foarte baggy așa. Și îmi place că e roșie, da, una din culorile mele preferate. Care este ultima piesă pe care ai cumpărat-o? Mi-am și de care bănuiesc că te-ai și îndrăgostit. Da, pe lângă ghețuțele astea de la Fendi. Foarte frumoase. Mulțumesc mult. Dar trebuie să aștepți până să le porți. Nici măcar, da, mai asta am zis, sunt nepurtate, sunt abia scoase din cutie, sunt foarte frumoase. Neatinse. Superbe. Mulțumesc mult de tot. Și cu ce le vei purta? Mi-arăți? Probabil că o piesă cu care aștept acum piesa care este pe drum. Este un trench așa tot mai sporty de la Vedmont. Wow. Alb. Deci trebuie să mai venim o dată la tine. Asta zic, ca să vedeți ținuta, să vedeți ținuta finală. Păi da, ați venit prea devreme, că exact ce-ți povesteam, aștept și o pianină albă. Acum sunt, e noua mea pasiune, chestia asta cu albul. Și apropo de alb, vreau să-ți arăt o ținută pe care o voi purta în seara asta. Merg la o gală unde se decernează premii și mi-am ales ținuta aceasta de la Cristina Săvulescu. O știu de undeva. Da, Cristina Săvulescu. Da, foarte frumoasă, superbă. Da. Are niște detalii absolut superbe cu perlele. Și foarte sexy, aici se vede piciorul prin toată. Da, 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 exact, exact. Da, dar este totul controlat. Dar te sfătuiesc să o închizi până sus. Evident. Să nu așa, lași deschis. Așa voi face, așa voi face și sunt nebunită după ținuta asta. Și cu ce o să te încalci? O să aleg ceva foarte neutru în partea de jos, dacă mă poți ajuta să vă arăt și sândăluțele. Sunt foarte neutre. Da, foarte beige, ca să completeze ținuta, să nu fie prea accente, multe. Da, să nu fie prea multe. Și geantă accente. O să ai sau? Geantă nu, pentru că fiind și mi se pare mai cool fără geantă. Da, 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 cu telefonul. Cu telefonul în mână, exact. O husă frumoasă pentru telefon. Da, 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 exact și așa. Sunt nebunită după huse și cumpăr o grămadă. În general, cam la fiecare telefon am avut 20 de huse. Serios? Da. Doar că te-ai plictisit de ele sau pentru că s-au Nu, plicat? Pentru că îmi place să le schimb în funcție de ținute. Deci atunci ce mai faci cu atâtea genți? Că văd aici o grămadă de genți. Lasă-mă să te ajut să-l punem aici. Dacă nu mai porți telefon, dacă nu mai porți geantă. Da, nu știu, sau tot așa, s-au strâns, uite. Arată asta este una din gențile pe care le-am purtat în ultima vreme foarte mult. Și asta se potrivește cu absolut orice. Da, să știi. Datorită culorilor. Și are baretă detașabilă și atunci poți să le schimbi. Foarte frumoasă. Foarte da, și asta e foarte, foarte drăguță. Și poți să porți și ca pe un claci. Da, da, poți să complet, sunt da. Detașabile. Uite, și atunci... poate meargă cu ținutatea. Da, ar funcționa, să știi. Albă, să știi. Să lasă aici așa deoparte. Te mai gândești. Mulțumesc pentru sfat, aveam nevoie.
Iarăși gențile. Nu mă pot abține atunci când văd o geantă care îmi place. Mai văd aici. Da, și asta, Supreme. Super. Da. Cool. Da. Nuanțe de roșu, evident, da. Că tot vorbeam de roșu și... Da, spune-mi unde ai cumpărat. Eu nu am găsit nicăieri Supreme. Nu știu unde se cumpără Supreme. N-am găsit în nicio... Bine, în România n-am găsit, dar nicio în altă. Da, se găsesc... Pe internet? Da, pe internet. Online? Da, uh-huh. Da. Acum mi-am luat și ăsta, pentru că iarăși hanoracul ăsta, stai un secundă să-l găsesc, iarăși foarte uh-huh. greu l-am găsit și tot așa online. Uh-huh. Vestiar colectiv. Uh-huh. Asta e de champion, nu? Da. Da, e foarte frumos. Super cool. Să-ți nebundită după hanorace. Da, am văzut că-ți plac. Și după paiete, hanorace, paiete. Și paiete, da, paiete pentru scenă. Da. Pot să zic că mă lauzi la capitolul paiete. Care-i ținta ta preferată pentru scenă? Pentru scenă. În care te simți cel mai confortabil, în care ți se pare că ai făcut așa ravagii, că fanii tăi au nebunită. Uite, o să-ți arăt o ținută pe care, o salopetă pe care am purtat-o la evenimentul de lansare al primului meu album, 360. Această salopetă pe care am completat-o cu o curea albă de la Maison Margiela. Uh-huh. Acea lată. Da, care vine mai de mai multe ori. Cu foarte multe catarame. Da, exact. Frumos, exact. Uiz asta... de cow, așa, cu un aer de cowboy. Uh-huh. Uh-huh. Exact, exact. Pe asta am purtat-o și pot să zic că e una din țintele mele de scenă. Foarte cool e. Și bănesc că e și foarte comod, adică așa pare. Este și elastică. Are mai multe fețe și poți să te joci da. Cu paetele astea. Uh-huh. Foarte frumoasă. Îmi place. Mulțumesc mult. Așa sunt o grămadă de piese pe care, uite, de exemplu și geaca asta, pe care am luat-o din Londra. Uh-huh. Iarăși una din preferatele mele, denimul iarăși este... La ordinea zilei în garderoba mea, da. O să vedeți foarte mult denim și îmi place foarte mult care are detaliile astea. Iar da, și una din superbă. Preferatele mele. Nu știu ce să mai arăt, că toate îmi plac. Hai să trecem la capitolul încălțămintea. Da. Mi-ai spus puțin despre noua achiziție. De la Fendi, da. Da. Dar mai spune, nu știu, uite, ăștia sunt deja contrar iconici. Aparențelor, să știi că sunt foarte comozi. Cred. M-am obișnuit foarte repede. Nu, că am auzit tot soiul de remarci, că sunt destul de instabili, uh-huh. Exact. Dar eu pot să zic că mă simt extraordinar de bine în ei. Și mi se pare că te potrivești cu orice, nu știu, parcă. Da. Și sunt cu jeans, foarte portabil. Cum ești acum, ai putea exact. Să-i porți. Și exact. Cu ținuta pentru diseară. Da. Nu? Da. Dar fiind o gală, am zis par, să... Da, am zis să fiu undeva în zona mai elegant. Exact. Și astea de la Gucci. Iarăși, foarte apropo de shiny, da. Și de paiete sclipici. Și mai au o pereche de pantofi, de zici că sunt de Barbie. De Cinderella. Ai zice eu, pentru că au și fâșiile da. Astea care se leagă pe gleznă. Știu de la exact. Mine, îmi plac. Da, mulțumesc mult de tot. Da, ușor am început să adun o grămadă de piese și să știi că m-am reorientat puțin, nu mai cumpăr la grămadă, uh-huh. Cumpăr doar piese așa, mai prefer smart. Să, păi e mult să investesc mai smart, exact. E mult mai bine pentru că pe genul ăsta de piese poți să le ții o viață, știi? Exact, sunt de long term. Mai ales acum, cum e moda de acum, că tot timpul se revine la ceva uh-huh. din trecut. Exact. Chiar dacă o să stea pe bar o vreme, genul ăsta de piese, o să revină și atunci. La un moment dat o să fie din nou practic, construiești o garderobă și e mult mai important. Da. Dar spune-mi ce designer îți plac din România, că am văzut că ai și multe. Am o listă lungă. Da? Da. Începând cu Cristina Săvulescu, apropo de ținuta pe care o să port în seara asta, Madalina Dorobanțu, adică Padutu, uh-huh. Și Cutility, chiar este un brand mai nou, nu? Nou, da, exact, un brand young, dar care mi-a atras la fel... Atenția, încerc să mă uit așa, Manon și Miss, iarăși uh-huh. îmi plac foarte mult. Hai să arătăm o cămașă da, de Manon da, și Miss, da, sigur. Vorbim despre... Și o să mai vedeți în poze un corset foarte frumos. O cămașă cu niște umeri supradimensionați. Da, supradimensionați, exact. Așa pe omeraș poate nu se înțelege exact, dar e așa da, ceva. Da, umerii sunt aici. Da. Dar pe asta ai cumpărat de la un shooting pe care l-am făcut da, împreună, nu? Da, exact. Mi-amintesc. N-aș vrea să sar pe nimeni. Mai aveai acest trench? Da, Norina. Nu? Da. Tot un designer tânăr. Da. Care iarăși este o superbitate de trench. E foarte frumoasă această piesă de trench. Și e showstopper, efectiv. Da. Este. Foarte frumos. Pe care am zis că pot să-l accesorizez să fie undeva în stilul mai urban.
Să vedem ce mai am eu pe aici de la designeri români. Da, cam în zona asta. Ah, știu ce mai ai, Trashkin. Da, Trashkin, da, exact. Uite, am recunoscut. Hoodie-ul. Foarte frumos. Apropo de da, pasiunea mea pentru hoodie-uri. Da, foarte frumos. Chiar ai o grămadă de design și mă bucură chestia. Da, nu, că îmi place să susțin moda românească și... mai ales că sunt piese care chiar merită purtate și să ajungă așa. Și nu ți-e frică că o să mai întâlnești alt artist îmbrăcat în aceleași piese? Sau... De obicei să știi că... Nu ți s-a întâmplat? Nu mi s-a întâmplat, nu. Din câte mi-aduc eu aminte, nu. Pentru că, în general, designerii au grijă dacă, nu știu, livrează o piesă către un artist sau o persoană publică, da, să nu ajungă chiar la toată lumea, să nu se întâmple incidente de genul, să te trezești că ești îmbrăcat la fel cu altă persoană publică, poate chiar la același eveniment. Da. Așa se mai întâmplă la evenimente diferite, dar nu este o tragedie. Da, până la urmă dacă ne regăsim într-o anumită... Da, și styling-urile sunt diferite. Exact, plus că și afară sunt o grămadă de vedete care se întâmplă să poarte aceeași creație. Da. De afară am o grămadă de designeri preferați. Ia spune tot, și de... Nu știu, începând internațional. Balenciaga, Vetements, Off-White, Gucci, Miu Miu, Dolce & Gabbana, mă uit așa, Fendi. Da, și vreau să vorbim despre acești tenis. Da. Foarte sunt funny. Foarte caragioși, da, sunt super caterică. Cu toate că par foarte greu de purtat, mie personal mi se pare că merg cu orice. Tocmai da, pentru că nu merg cu nimic și nu s-ar potrivi cu nimic, îi poți pune așa... Îi pot integra ușor, mai ales la ținute, nu știu, mai simple, merg, efectiv sunt, nu știu, accentul perfect, dar chiar și la, nu știu, i-aș pune, uite, de exemplu, o să râzi, poate neapărat texturile, dar ca și coloristică, știi? Da, foarte cool, adică funcționează. Bine, noua isterie cu roz și roșu e da. E la... cunoscută deja. Da, exact. Da. Așa că, da, nu știu... ce alt brand așa, nu știu, sunt multe. Aș lua toate site-urile dar și mi-aș umple deci coșul de cumpărături. Deci ai devenit o adevărată fashionistă. Măi, da, și cumva s-a întâmplat natural pentru că am prins gustul și a început să-mi placă și fac foarte mult research, o să râs, deși eu sunt cu muzica, mă interesez foarte mult și în domeniul fashion-ului. E important cumva, da, să le plus că am și ajutorul ambele stilistului și atunci cumva s-a, s-a creat dragostea asta și pentru eu modă. Nu pot decât să mă bucur. Da. Și să te înțeleg. Să știi că a început, cel puțin am observat că se acordă destul de mare importanță aspectului ăsta în ultima vreme. Da, toată lumea s-a, nu știu, parcă a deschis așa ochii și este mult mai atentă la felul în care se îmbracă și asta mă bucură. Pentru că, apropo de Fashion Street, chiar eu zic că am făcut Da, e un pas înainte. Exact, un pas înainte la capitolul ăsta. Da, îți place să cumperi mai mult online sau offline? Adică să mergi în magazine și să simți experiența, să probezi hainele, să înainte petreci plăcea timpul offline. Recunosc, dar având în vedere că în ultima vreme timpul e destul de limitat, online nu este salvarea mea și fac mai mult shopping online. Da, e mai simplu, e mai la îndemână, plus că deja am descoperit care sunt mărimile și e mai simplu. Deja când știi mărimea e mult mai facil. O să facem un mic quiz acum. Sigur. Ești pregătită? Da, gata, am răspuns la mine. Alb sau negru? Alb. Sport sau elegant? Sport, clar. Tocuri sau flat? Flat. Street style sau couture? Ambele. Trebuie să aleg una? Trebuie să aleg una. Mai ce, măcar un pic așa, ca direcție către... M-aș îndrepta mai mult spre street style. Da. Eu zic că mai mult spre couture. Da? Din ce văd nu aici? Nu știu, da, nu știu. Din ce văd în dressing-ul tău. Și ultima întrebare. Fusă sau pantaloni? Pantaloni, să știi. Și mai eu. Bine la capitolul ăsta, oricând sunt mult mai comod. Suntem foarte feminine, ce să zic. Da, se vede. Da, cred că feminitatea ține mai mult de atitudine și nu neapărat de hainele pe care le porți. Așa. Dacă așa poți e. Să porți și un costum masculin și să fii extrem de feminină. Da, și de sexy. Exact. Da, așa e. Ce mai văd eu aici? Foarte multe șepci. Da. Dar de câte ori te-am văzut... Nu te-am văzut purtând o șapcă. Nu? Nu. Recunosc că nu le port chiar atât de des, dar îmi plac câteodată. Mi se pare că întregesc foarte bine o ținută. Da, sunt multe și mai sunt câteva și aici pe care chiar vreau să le,
să le arăt pentru că sunt superbe și mm-hmm. merită. Wow, asta e foarte. Poate mai văzut mai des. Nu știu, nu-mi amintesc să fi văzut cu șerpi. Uite, asta e perfectă pentru... Pentru semnul asta. Gata, așa rămâi. Da. Foarte frumoasă. Astea sunt manochii? Da. Foarte frumoase, superbe. Da, și m-am îndrăgostit de ele. Și ultima întrebare, Alina. Ce ți iei în valiză atunci când călătorești? Recunosc că la capitolul bagaj, jumătate din dressing ajunge în bagaj. N-ai cum să ții jumătate din dressing pe ei. Mai toate sunt voluminoase, spectaculoase. Încerc să merg pe ținute. De exemplu, dacă plec într-o vacanță exotică, aleg chestii destul de lejere, nu știu, rochii lungi care sunt... Te-am văzut acum pe Instagram în Thailanda. Sau pantaloni foarte... Da. Sau pantaloni tot așa dintr-o mătase sau ceva foarte, foarte legere, subțire. Da, light. Și că, da, exact. Costumele de baie, evident. Pantalonii scurți, jeans și scurți sunt nelipsiți, pe care îi combin cu tot soiul de topuri, că sunt cu merigoi sau... iarăși șapcă mi-am luat în vacanță, am avut câteva la mine. Uite, pe ăștia am luat în vacanță, pentru că niciodată nu mă despart de ei. Sunt foarte cool și foarte comozi. Exact. Da. Pentru plimbări lungi sunt potriviți. Dar încerc pentru seara... Rucsacul e nelipsit. Da? Da, când plec să știi că mi-au rucsac. Un rucsac cel mic să nu mă deranjeze prea tare. Pentru seară. Da, adică ți iei ținute speciale, te gândești când te îmbraci seara? Da, să știi că de obicei mă schimb cam de două ori pe zi. Bă, am o ținută mai casual, care e mai simpluță. Și seara, de obicei îmi place să-mi arăt așa în garderobă. Să faci un styling, cum s-ar zice. Exact. Și exact cum îți spuneam, pantalon foarte, foarte larg și cu un crop top sau, nu știu, o rochie scurtă. Depinde ce am la îndemână sau cum, pe ce pun așa ochii în garderobă și le pun în valiză. Îmi place cum sună valiza ta. Da, îmi place să o organizez ca să fie utilă și să nu iau lucruri în plus. Pentru că sunt momente când mă trezesc că am o grămadă de chestii pe care efectiv n-am cum să le combin. Și atunci eu mai bine mereu îmi iau mult prea multe. Da, și mai bine fac ținutele de acasă și mi-au și un stres de pe cap în vacanță, că nu stau să mă gândesc asta cu ce merge, merge. Și e mult mai... E bine să faci asta, mai ales dacă ai puțin timp la dispoziție. Da, exact. Când fac bagajul așa, îmi place să-l organizez. Bine, păi atunci îți mulțumim. Eu vă mulțumesc că ați venit în vizită și mă bucur că vă place dressing-ul. Foarte mult, sperăm că v-am inspirat și pe voi. Da. Cu stilul eclectic al Alinei. Și ne mai vedem. Cu siguranță vă mai aștept pe la mine când mai adun piese noi. Exact, când fac curățenia de primăvară. Venim. Și adun lucruri noi, vă aștept pe la mine să aruncați o privire. Cu cel mai mare drag. Mersi! Vă pupam!